care gust de carne de om, nu ca și mâncat om. Dacă ai probleme la rinichi, grapefructul este bază. De regulă, antrenamentele sunt bune dimineața. Piept, bicep sau picioare? Picioare. Salut, prieteni, urmează un nou episod al emisiunii Training Days. Invitatul de astăzi este participant în Naționala de Fotbal a Artiștilor și îl cheamă... Eu, camarad, deschide. Da? Ce căutați aici? Cine sunteți? Ah, stăția cu frigiderul? Păi haideți! Eu sunt nebun după ea. Ea e hoață și-mi sparge ciobă inima. Ta promis passionnement, partager charnellement. Doamne, dar vecinii ăștia fac o gălăgie, ce n-ai văzut? Eu sunt nebun după ea. Ei nu pasă, a pus un lacă pe inima mea. Les nuits s'en vont, alors, joue ton rôle. Ce gălăgie asta, frate? Așadar, dragilor, o să vă arăt cam ce mănânc eu de obicei. Este cam foame, ce drept nici nu am luat micul dejun. Și că veniți cu mine să vă arăt cam ce gust. Fructe, pentru că înainte de toate, fructele și legumele sunt prima sursă de proteină, nu carnea. Eu cu carne prea sunt prieten, dacă vă uitați bine, nu am carne așa în frigider. Migdalele sunt foarte bune. Când nu mănânci carne și mănânci migdale, e senzație. Ca să știți de la mine, luați un pumn de migdale, nu exagerați, nu mâncați toată punga asta. Am mâncat odată o pungă de asta și nu vreau să știți cum a fost, mă uitam la televizor, mi s-a pus aici o gâlmă. De asemenea, sursă de energie, aveți aici niște, știți ce este astea? Curmale. Le știți? Curmalele? Vă spun o poveste aici cu curmalele. Am avut o cunoștință în familie care a căzut cu mașina în râpă și a stat 14 zile cu niște curmale pe care le avea și o sticlă cu apă. 14 zile. Adică ca să știți cât de bune sunt curmalele. Da? O altă sursă de energie care se asimilează foarte repede sunt bananele. Deci bananele se asimilează instant. Ai mâncat banana, ai energie, ai plecat. Da. Iar grapefructul, grapefructul ăsta este bun pentru rinichi. Dacă ai probleme la rinichi, grapefructul este baza. Vitamina C, vitamina D, de toate aveți acest avocado, care este producția principală a Mexicului. Știați? Nu știați, e? Uite, nu știați. 70% din avocado din Mexic se duce unde? În Statele Unite. Cocosul eu îl beau, dar foarte rar, pentru că nu e bine să exagerezi cu sucul de cocos, mai ales pentru bărbați, are efectul ăla de, știți, ceai de tei și nu e bine. Cum faci să te menții așa fit? Primul meu secret ca să fiu fit este faptul că beau foarte mult ceai. Ceai verde, ceai de ghimbir, beau foarte multe lichide, adică într-o zi normală beau vreo 2 litri. Într-o zi anormală beau 4 litri, adică când stau treaz mai mult. Mă duc într-un loc, beau vreo 6 ceaiuri, ea se întreabă, domne, dar ce se întâmplă? Ce nu-ți place să mănânci? Nu-mi place să mănânc carnea de porc sub nicio formă. În general nu mai suport să mănânc carne când o văd așa în ulei, prăjeli și alte chestii. Nu le suport, nu-mi plac prăjelile. Și m-am focusat mai mult pe carnea de rață. Foarte rar mănânc, pentru că oricum nu se găsește mult în localuri. Și pește oceanic, atenție și cu peștele, că există pește de acvacultură și nu e bun. E exact cum ați mâncat puiul ăla crescut în 6 săptămâni cât în 6 luni. Da? Mănânci ca să trăiești sau trăiești ca să mănânci? E evident că mănânc ca să trăiesc, nu să stau să mănânc ca nebunul, să-mi fac burtă atâta pentru că există mâncare. Când eram mai puști și făceam și mai mult sport, probabil, aveam un consum mai mare, încă eram în creștere, că eu am fost în creștere până pe la 35 de ani, ca să știți. Bine, și acum am dubii asupra mea, dar mă rog. Deci mâncam un pui întreg singur, cu o tavă de cartofi, cu mușdei, deci nu știu dacă mă închipuiți ce înseamnă, uite, atâta era tava aia de cartofi și cu un pui de la mare. Când mă gândesc numai la treaba asta acum, mi se face rău. Care e mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată? Mâncarea mea preferată, dacă e să o iei așa, este rața cu varză și cu un pic de mămăligă, în momentul de față. Rața nu are colesterolul ăla prost pe care l-au celelalte animale, rața nu poate fi crescută în cuști, rața e crescută tot timpul undeva unde poate să alerge un pic. Și na, cât de cât acolo mai mănânc, să zic, o pulpă pe săptămână. În rest, îmi place foarte mult peștele, că eu am stat la ocean
și am mâncat toate soiurile posibile și imposibile de pește oceanic. Nu mi-a plăcut rechinul. Cred că are gust de carne de om, nu ca și mâncat om. Dar așa am de senzația. Mâncarea nu e light motivul vieții mele. Mâncarea e pentru mine chestia aia pe care o consum ca să am energie, cum consumă o mașină benzina. Nu sunt vreun pofticios, nu mă uit la cineva în parcurs și zic, dă și mie. No. Dacă ar fi să faci o declarație de dragoste mâncării, cum ar suna? Dacă ar fi să fac o declarație de dragoste mâncării, cred că o să aibă mâncare de așteptat de la mine să primească o declarație de dragoste. Deocamdată sunt la zona în care încerc să fiu convins că ar trebui să mai fac o declarație de dragoste unei fete. Acolo sunt. Ea e lună, eu soarele, la dinua lui sole. Acum că ați văzut ce mănânc, cum arată frigiderul meu și cum arăt eu, știați deja, hai să mergem să vedeți rutina unei zile de sală cu camera. Hai. Suntem la Alexandria, clubul de mă antrenez. E o sală cu multe amintiri, îmi place să vin aici, avem fel și fel de ecrane, să ne uităm la toate nebunile astea cât facem sport. Te mai ajută, după o zi foarte grea, să te eliberezi de stres, să te eliberezi de tot ce te încarcă de-a lungul unei zile. Hai să-i dăm drumul, facem o încălzire, uitați-vă la mine și aia e. Încălzirea este foarte importantă înainte de a începe exercițiile pentru a nu face vreo accidentare neplăcută care să te țină acasă și să-ți găsești alte motive să nu faci sală sau să alergi sau să joci fotbal. Spune-mi despre trecutul tău sportiv. E poveste lungă aici. Eu fotbalul l-am început în Guinea, în Guinea franceză. La 10 ani m-au luat dintr-o școală unde jucam și am început să joc la echipa A0, culme, A0, adică încep de la 0. Am avut un record la vârsta de 19 ani, la 100 de metri am scos 11 secunde și un pic. Foarte, foarte tare și nu mă prindeam nimeni la pădreapt. Când porneam, aveam niște centre excepționale, din păcate aveam să mă accidentez când am venit în România și uite așa, drumul meu din fotbal avea să devieze spre muzică când am ajuns la București, când l-am cunoscut pe Andrei la Național Artiștilor. Care sunt obiectivele tale fitness? Nu am niciun obiectiv în mod special. Eu ajung mai mult la sală când nu joc fotbal. Sau să zic, când sunt într-o revenire după o pauză mai lungă ca să pot să prind din nou forța necesară în picioare. Aleg să fac un sport de menținere a formei pe care o am sau pentru revenire la formă și important e să știi și ce faci când vii la sală. Nu să vii, te uiți. Dacă nu știi ce ai de făcut, e foarte aiurea. Te poți accidenta, lucrezi haotic, nu obții rezultate. Te antrenezi înainte de lucru? De regulă, antrenamentele sunt bune dimineața. Atunci când practic corpul e odihnit, dacă lucrezi de obicei seara, nu e cel mai bine pentru organism. Cum arată un antrenament intens pentru tine? Un antrenament intens pentru mine arată pe o durată de maxim 40 de minute, în care aleg 3-4 aparate, unde lucrez pe serii. De asemenea, mai fac pe un covoraș abdomene, mai fac genoflexiuni, pentru că sunt specifice pentru sportul pe care îl practic. Și toate astea în fix 40 de minute, nu stau să pierd 2 ore la sală, să mă uit la persoana aia, cum face, ce face, nu. Eu practic când vin, fac treaba focusat pe cele 40, maxim 45 de minute, cât ține o repriză de fotbal și apoi am plecat. Te antrenezi zilnic? Nu mă antrenez zilnic, cam vreo 3-4 ori pe săptămână. Care e diferența dintre antrenamentul de acasă și cel de la gym? Antrenamentul de acasă este benefic că poți să-l faci rapid, am câteva chestiuni acasă, niște mici altere, gantere, ce mai am pe acolo. Însă la sală știi că nimic nu te distrage de la antrenamentul tău, pe când acasă poate să fie cineva care să te distragă sau pur și simplu poate să te atragă patul mai mult decât
antrenamentul în sine. Asta e un antrenament foarte bun pentru fotbal. Îți face mușchii mult mai puternici, mai ales pentru partea de șut. Genunchii ți întărește foarte mult, pulpele te ajută foarte mult să nu te accidentezi așa ușor la nivelul întinderilor musculare. Și vă spun la modul cel mai serios, de fiecare dată când am lucrat treaba asta, am avut un șut infinit mai puternic. Cine te susține zi de zi? Cine mă susține? Mă susține băiatul meu, Leon. El mă susține pentru că el îmi dă o motivație și mai mare de a face lucrurile. Pentru că știu că nu le fac doar pentru mine, le fac pentru el înainte de toate. E un băiat care merită tot efortul, e un băiețel extraordinar și are o dragoste fantastică. Mi-aduce zâmbetul pe buze și îmi dă bunăstarea necesară pentru a face tot ce e mai bun pentru el. Ce muzică îți place să asculți când te antrenezi? Depinde de stare, ascult muzica momentului respectiv. Adică pot să ascult și muzică lentă. În general nu-mi place să ascult muzica care e dată direct în sală. Îmi fac playlist-ul meu în funcție de starea mea. Cum te antrenezi când ești pe drumuri la concerte? Mai am niște aparate de-astea mici, așa de mers cu ele. Mai am un elastic care e gradat în funcție de nivelul la care ești. Lucruri pe care le iau cu mine dacă plec la drum lung, cum ar fi un proiect de lungă durată, le iau cu mine ca să mă antrenez, să fiu tot timpul într-o formă bună. Mai am acasă și două gantere, dar ganterele sunt special pentru antrenamentul de acasă. Ți-a schimbat sportul viața? Evident că sportul îți schimbă viața. Sportul e magie. Sportul e suflu, e bucurie, e stare de bine. Dacă nu faci sport, ești apatic. Pentru că mănânci și consumul e mare în condițiile în care tu nu faci nimic pentru a-l risipi. Sportul este o filozofie de viață. Sportul te ajută să fii disciplinat, să fii mai respectos, dacă mai ales ai făcut sport de echipă. Să-ți respecti adversarul în orice domeniu. Pentru că atunci când faci sport, ești mult mai fair play. De exemplu, te bați cu cineva în ring, după ce s-a terminat meciul, te duci la el, îl iei în brațe. Nu continui să te bați cu el în afara ringului. Dacă joci fotbal, la final, l-ai bătut pe ăla, îl vezi pe ăla pe jos că plânge și tu te bucuri, la un moment dat te oprești din bucuria ta să te duci să-l ridici pe acel om care plânge. Asta înseamnă sportul, că te învață să-i ridici pe alții care sunt pe jos și care probabil cândva ți-au fost adversari. Camarad, super tare că ne-ai dezvăluit din rutina antrenamentelor tale. Am observat că la fotbal ești unul dintre la fotbal tipul e unul dintre motoarele echipei naționale a artiștilor, așa că trebuie să descoperim din lumea interioară. I-am dat eu niște bani, să zic asta, nu? Te provoc la un plank challenge. Da? Da. Ce asta e, cu mâncare? Ai putea primi mâncare în funcție de timpul pe care stai. Dacă stabilești un record mondial, s-ar putea înțeles. Să primești sponsorizări. Am înțeles. Zici. Da, zic, dar numai că mai am niște treabă și cred că o să văd doar cum e și după aia plec. Hai, nu spui tu mie ce să fac să mă pui la treabă. Vii și faci cu mine să-mi arăți cum se face, da? Că așa e frumos. Sigur, eu conduc prin exemplu, așa că exact. Cu camara la treabă aici să păi da. Sperăm împreună. Să văd ce vrei de la viața mea. Hai. Avem întrebările aici. Hai. Opa. Zil. Așa. Hai să ne chinuim un pic mai mult, nu găsesc întrebările. Treaba ta. Antrenament dimineața sau seara? Dimineața. Sală sau fotbal? Fotbal. Antrenament cardio sau forță? Forță. Care e melodia care te motivează la un antrenament? Multe melodii care îmi plac. Piept, bicep sau picioare? Picioare. Alerga pe bandă sau afară? Afară. Antrenament cu greutăți sau cu greutatea corpului? Cu greutatea corpului. Trotinetă electrică sau bicicleta? Clar, trotinetă electrică. Popcorn sau nachos? Migdale. Mușchi mari sau fibră de atlet? Fibră de atlet. Ce sportiv ai vrea să fie partener de antrenament în afară de mine? Usain Bolt. Dacă nu erai artist, ce ai fi făcut? Actor, dar deja o fac și pe asta. Bravo. Și acum partea. A fost un nou episod al emisiunii Training Days. Nu uitați, dacă v-a plăcut, like și subscribe și să activați clopoțelul pentru a primi noi notificări cu ceea ce facem. Până data viitoare, stați flexați!
Yeah.